Dragoș Neagu este numele meu, după poreclă caisă, și povestea începe cam pe la 5 ani. Începuturile au fost la LDB, Liceu Bolintineanu. Am ajuns acolo, ca și a spus doctorul tatei, că e bine să facă băiatul sport, că răcește toată ziulica. Mie mi-era frică de apă. Am ajuns la Pleșca Liviu. În prima interacțiune cu apa a fost că m-a luat și m-a aruncat în mijlocul bazinului. A sărit după mine și m-a adus. Și a zis, da, ăsta e bun la polo. De aici am ajuns la Triumf. Aici am primit porecla, la Triumf am ajuns de la Bolintineanu și domnul profesor Dumitrache nu știa cum mă cheamă și băi, neacaistă, ia intră-mă în poartă și de aici a rămas. De ce până la urmă acest post de portar? De lene, deci aveam o problemă, doctorul i-a spus toate că am bronșită astmatiformă și nu puteam să not, tot timpul eram ultimul la... Și atunci eram și mare, un pic mai înalt, cu mâinile mai lungi. Și domnul Liviu a zis, pe tine te fac portar, că... Și l-am întrebat, dar not la fel de mult? Nu. Atunci e ok. După aia sper eu că și din... S-a mai văzut și un pic de talent, așa. Care au fost acele competiții care v-au ridicat moralul și poate v-au ambiționat să luptați mai mult la antrenamente, să vă pregătiți mai bine, să fiți conștiincios? Acum, până la urmă, era o distracție, erați un grup probabil foarte vesel, sportul se făcea și cu zâmbetul pe buze și de plăcere, dar sunt convinsă că au existat și momente cheie care v-au determinat să vă doriți să fiți mai buni. Au fost odată la juniori, la Triumf, am avut o echipă bună, cu toate că n-a fost bună decât la copii juniori mici și juniori mijlocii, să zic așa. La juniori mari aveam trei posibilități, să pierdem la 3 goluri, să câștigăm sau să facem egal și am pierdut la 5. Dar asta e altă poveste. Aici a fost o echipă bună și aici, practic, Asociația Brentag am făcut-o pe scheletul Triumfului de 72 și 73, unde ne-am simțit noi foarte bine și cu antrenorii și cu jucătorii. Și după aia a fost o perioadă la Brâncoveanu, unde am reușit să facem niște chestii cu, să zicem așa, rezervele de peste tot de la celelalte echipe. Am reușit să facem o chestie interesantă, adică am jucat și de plăcere și am mai bătut și pe unii și pe alții. Apropo de ACS Brenta, ca să-l citesc pe Alex Badea, ați fost embrionul acestei asociații, așadar de unde e ideea și care erau obiectivele atât pe termen scurt cât și pe termen lung? Ce v-ați dorit de la această asociație? Nu mai aveam nicio legătură cu sportul, o perioadă nu am avut. Am ajuns la bazin, m-au văzut cei mai în vârstă, ei aveau deja o echipă de master. M-au cooptat, în 2004 am fost la Riccione la campionatul mondial. A fost frumos și între timp m-am reîntâlnit cu unul din colegii, Bogdan Tudose, de la Brenta. Am discutat, a zis că vrea să vină, că șeful lui e și el de la Triumf Polo, iar place să vină la antrenament,
că mai are încă un băiat, Andrei Defta, care și el a făcut polo, era mai tânăr și nu-l cunoșteam pe vremea. Am făcut cunoștință cu ei și am luat și am adus la master la cardiaci, ne ziceam noi. Eram cei mai în vârstă și încet, încet ideea a fost că să reîntregim Triumful. Practic am vorbit cu colegii de la Triumf și așa ne-am găsit și am făcut asociația Vrenta. Ne-am dat seama, după cum a spus și Alexandru, că trebuie să ne susținem singuri, să facem totul singuri și am început să facem. Dacă la fotbal se spune că goalkeeperul reprezintă 50% din echipă, e bine, cum stau lucrurile la polo pe apă? Cred că mai mult de 50%, dacă portarul te susține, poți să faci multe lucruri. Vin din exterior, pentru că ați văzut, da, mai multe baze din Europa, cel puțin, ați văzut cum tratează străinii poloul pe apă. La noi acest sport este în creștere sau dimpotrivă? Pot să-ți răspund doar eu când jucam, aveam divizia A și mai era și divizia B. Erau mult mai multe echipe la seniori. Acum nu știu dacă sunt două divizii, nu cred. Asta e una din chestii. Și în diviziile alea, în divizia B, erau câteva echipe cu juniori, mulți. Era altceva, era o echipă la Arad, o echipă la Timișoara, mai era Constructorul Feroviar, Energia, București. A apărut și Brâncoveanu la un moment dat. Erau mult mai multe echipe. Acum cred că sunt destul de puține, nu? Știu dacă e Arad, e Oradea, Dinamo și ceva pe la Cluj. Da, Clujul era oricum. Încet, încet au murit. S-au dizolvat aceste cluburi și tocmai pentru că nu mai avem echipe și nu mai avem sportivi, cred că trebuie să găsim toate acele puncte pozitive și să le arătăm copiilor și de ce nu părinților, că ei până la urmă trebuie să-i ducă pe micuși și către sport. Care sunt beneficiile? Pentru că fiecare sport te dezvoltă în modul specific. Dacă vorbim despre polo pe apă, care sunt beneficiile acestui sport? Adică ce trebuie să înțeleagă un părinte care n-a fost nici măcar o dată pe marginea bazinului să vadă un antrenament sau un meci oficial? Eu cred că polo te formează ca om și îți imprimă așa o siguranță. Eu n-am prea văzut poloiști care să nu, și din cei vechi, care să nu reușească în viață, în toate pozițiile și posturile și îmi face plăcere să cred că prin natura lui, prin duritate, prin tot ce înseamnă jocul ăsta, ne formează și prin cantonamentele pe care le făceam și prin antrenamente și prin frigul care îl făceam, totul te călește și te face să fii și să-ți dorești să fii cel mai bun. Să facem așa un tabel imaginar cu lucrurile bune pe care le-ați obținut din polo și cele negative, poate accidentări. Păi lucrurile bune pe care le-am obținut din polo, în afară de câteva bucurii mici, mari, când eram mic, cu cel mai bun portar, cu niște slipi de-aia cauciucați care nu i-avea oricine, cu un gol dat contra RFG-ului prin campionatul european din Turcia, cu un meci bun cu ungurii și alte amintiri. Lucrurile negative, o ernie de disc, un menisc așa, mai multe dureri de tot felul de lucruri, dar încă o dată nu e vorba. Deja chestiile astea nu cred că mai sunt. Eu le-am avut datorită lipsei de profesionalism a pregătirii mele fizice. Când
iei o halteră de nu știu câte sute, zeci de kg și o pui pe și începi să faci genoflexiuni și la un moment dat nu te corectează nimeni că le faci greșit, după un anumit timp pățești chestia asta. Acum sunt aparate, există personal care știe să spună ce ai de făcut și nu mai e cazul să se întâmple chestiile astea. De asta cred că fiecare echipă ar trebui să aibă și un masor și un kinetoterapeut. Și atunci problemele astea nu o să mai există. O să fie doar plusuri, minusuri o să fie doar dacă pierzi ceva. N-am pierdut nimic, a fost un câștig pentru mine. N-am făcut armata. Dar, evident, recuperarea o faceți tot în apă, nu? Da. La recomandarea medicului. Vreau să vă spun că și la recomandarea medicului, dar dacă mă doare spatele și mă duc și în not, nu mă mai doare. Am o săptămână în care stau liniștit. Deci, practic, trebuie să mă duc să not. Tot aici ajungem, la not.